Suntem în Diamond Head Crater. Și trebuie să urcăm, să mergem așa, și apoi să urcăm până acolo sus. Ok, let's go, guys. Urcăm pe Diamond Head Crater. Este o ascensiune de vreo 30 de minute. E destul de multă lume, destul de aglomerat, dar e frumos. Merită. Nu e foarte cald, e puțină umiditate, dar e suportabil. Să sperăm că și priveliștea merită de acolo de sus. Superb, superb. Uite bateriile, vezi? Din al doilea război mondial. Meteorele Hawaii-ului. Da. Luminița de la capătul tunelului. Wow! Mergem acolo? Da. Filmez? Ia! Mă întrebe Nicoleta, cine este luminița? Când ai cunoscut-o pe luminița? La capătul tunelului. Unde stă luminița? Parcă era mai bine pe curbe. Unde mergem noi, unde nu ne așteaptă nimeni? Ia să vă văd, luminează fața. Ăla mai lipsa. Picioarele mele, parcă zic ceva. Ce zici picioarele tale? Bagă pe foc! Bagă pe foc! Nu-i voie pauză, că te-o
E in chi sa quello in faccia? In chi la alimenterà? Dici che la scuola gli impone. Un hamburghese lo burger di rossa. Che dove ci stiamo facendo? In America. No, non lo so. Senti tanto, sta mettere di fare. Dacă ajung sus, mai filmez. Sus pe toc. Wow. Sunt de 20 de kilometri de autostradă. Așa arăta o cazimată. Waikiki, Honolulu, Waikiki Beach, aeroportul și încoace se continua. Da. Ce ape. A fost superb. Am depus un pic de efort chiar pe ultimii pași, dar a meritat. Era să ne prindă un pic de ploaie, s-a dus în partea aia. Și suntem teferi și nevătămați. Coborâm din nou în crater. Și de aici o să luăm spre plajă. Merită. Superb.